golanilor. Dacă vreți FIFA CoinSafe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Hei, ce zic, jupini, bine ați venit la primul episod informativ despre FIFA 23, că mai sunt 50 de zile până la lansare, fraților. Astăzi venim cu primul material. Dacă mai vreți astfel de materiale, nu uitați să rupeți butonașul, să vi faci cu poțeu, să vă abonați, să lăsați în comentarii niște idei, nu știu. Astăzi discutăm despre niște transferuri și de prima promoție din joc, Once to Watch, care cuprinde, bineînțeles, jucători transferați. Iar pe coperta clipului și chiar în fața noastră este nimeni altul decât Sadio Mane. Cred că cel mai răsunător transfer de până acum, sper să nu greșesc. Mai poate să se transfere Cristiano, se zvonește de un interes al celor de la Chelsea. Interul îl repatriază pe Lukaku și da, mai sunt... nume grele, Lewandowski la Barcelona, de ce nu? Haideți să vă vorbim puțin despre ce se va schimba în FIFA 23. În primul rând, numele, nu o să se mai numească FIFA, o să se numească EA Sports FC, după cum, sau de la anul, de la 24. Cred că de anul ăsta. Ăsta nu e un aspect prea important, pentru că lumea oricum o să zică, hai bă, la un FIFA, nu? Cum e și războiul FCSB Steaua. Majoritatea toți Steaua spun. Bun, avem cartea lui Mane în față, se mai schimbă chemistry-ul. Chemistry-ul la echipă. Juventus își primește sigla înapoi în joc. Au câștigat, au cumpărat din nou licența. Și da, pe copertă nu cred că o să fie, deși asta mi se pare cea mai tare copertă, am pus-o aici. Bineînțeles, cred că o să fie nimeni altul decât Kylian Mbappé. Cum ziceam, astăzi discutăm despre 5 transferuri, nu cele mai de top, pentru că mai vreau să fac episoade. Și începem cu nimeni altul decât Sadio Mane, am zis și pe live, fraților, nu vine să cred că de ușor îl cedează, îl pierde Liverpool pe Sadio Mane, care semnează cu bavarezii, vine în Germania, la o echipă de top. Se zvonea și de un Cristiano la Bayern München, ar fi fost prea frumos. Nu se știe niciodată, încă perioada de mercat este activă. Mane, cred că o să primească cartea asta, din punctul meu de vedere, sunt cărți făcute de mine, nu sunt oficiale. Încerc să preconizez, nu? Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, fraților, păreri vis-a-vis de cardul, dacă vi se par prea mari sau prea mici, și pe viitor o să țin cont și de părerea voastră. Da, Sadio Mane, bineînțeles, rămâne pe left winger, sau cine știe ce vrea Nagelsmann de la el. Consider că un 90 rating este... 90-91 este ratingul corect. Eu m-aș duce sincer în 91, deși am făcut carte de 90, acum stau să mă gândesc. Cred că un 91, de ce? Pentru că n-a avut un sezon rău. Liverpool putea să ia toate cele 4 trofee. 92 pace, 85 shooting, 82 pase, 90 dribbling, 47 defending și 79 physical. Bineînțeles, defending-ul nu prea ne interesează la o carte ofensivă. Acum o să schimbăm puțin scena și o să mergem să vedem care sunt următorii 4. Iar aici vreau să ne jucăm puțin și vreau să puneți stop după ce o să zic ce am de zis, ca să încercați să ghiciți pe acești 4. V-am dat niște indicii care vă pot ajuta foarte mult, adică avem un 88 striker belgian, un 86 center midfielder francez, un 84 center midfielder francez și un 83 striker din Uruguay. Puneți pauză, scrieți și la final vedeți câți ați ghicit. Eu zic că din 4 o să
nimerească toată lumea, 3 cu siguranță, dacă nu chiar 4. Hai să vedem cine este cel de 83 în viziunea mea. Este nimeni altul decât Nunez, care vine de la Benfica. Sper să nu greșesc suma, 80 de milioane. Liverpool plătește pentru serviciile jucătorului din America de Sud. Un atacant care ar trebui să, deși Mane juca în bandă, ar trebui să înlocuiască pe Sadio Mane. Bineînțeles, o să fie un alt sistem. Salah pe dreapta, Nunez în centru și pe left winger, bineînțeles, Diaz. Băi, un jucător puternic, un jucător masiv. Mie îmi place, sincer. Preconizez un 83 la el, cu 92 pace, 83 shooting, 90 physical, fraților, 80 dribbling și 77 pase. Nu este genul de jucător care pică pe meta, pe dribbling, pe agilitate, dar cine știe cum o să fie FIFA 23 cu un next gen, care va fi meta. Avem și cross-platform, probabil o să avem un singur market. Vă țin la curent cu ultimele noutăți pe episoade viitoare, bineînțeles. Astăzi discutăm doar despre câțiva jucători din One Stoash, pentru că o să mai apare episoade, dacă, bineînțeles, doriți, și m-aș bucura să rupeți butonașul ăla. Pentru Premier League și pentru FIFA este un win faptul că am putea să avem genul ăsta de carte, mai ales la început de joc, te ajută. Al doilea pe lista noastră, Tchouaméni, jucătorul nostru, vine la Real pe tot pe 80 de milioane, mă. Sper să nu greșesc, dar Tchouaméni sigur nu greșesc, dar Núñez, să nu fi fost 70, în fine, mă iertați dacă greșesc, nu am transfer mark în față. 80 de milioane pentru Tchouaméni, un buz destul de impresionant, poate nu o să-l primească pe ăsta de 84, de am fost puțin așa subiectiv, fiind un jucător al nostru, nu se știe niciodată. Băi, o carte bună, la început de joc să ai cartea asta care poate să și crească, eu zic că e un win, e un win pentru promoția Once to Watch, pentru că e aproape de Hulit Gang. 79 pace, 82 defending, 87 physical, astea mă interesează pe mine în primul rând, pentru că eu îl văd profil defensiv, deși poate să joace și box-to-box. 83 dribbling, 84, 77 shooting, chiar poate să joace box-to-box la început de joc. Un transfer de viitor pentru Real Madrid. L-avem și pe Camavinga. Nu vreau să discut prea mult pentru că nu este vorba de Real Madrid în episodul ăsta. Așa că hai să mergem la penultimul jucător de astăzi. Iar penultimul jucător de astăzi se întoarce la Juve. Nimeni altul decât Paul Pogba, domnilor, doamnelor, dacă sunt și doamne, slabe șanse. Paul Pogba se întoarce în Italia, din câte am auzit și Angel Di Maria semnează cu, am zis în Anglia, în Italia, și Angel Di Maria semnează tot cu Juve. Juve îl pierde pe Dybala, din păcate, nu știu dacă s-a oficializat transferul. Di Maria era dorit și de Barcelona, doar că n-a mai așteptat și a semnat cu torinezii. Și este un transfer bun, zic eu, deși Di Maria are 34 de ani, încă mai poate să joace. Dybala ar urma să scadă puțin în rating, din punctul meu de vedere, de la un 87 se duce în 86, totuși are reputație internațională și nu poate să se ducă în cap overall-ul lui. 70 pace aici, o problemă. Niciodată nu mi-a plăcut genul ăsta de jucător. Înalt, lent, nu e nici cu profil defensiv, având 66 defending, nu e nici cine știe ce pe ofensiv în skill. În schimb, pardon, are ce vă interesează pe voi, 5 skill moves, nu? Și ăsta e cel mai important aspect, pentru că sunt mulți skiller printre noi. Da, Paul Pogba, un nume în fotbalul mondial. Acum să vedem dacă poate să mai fie ce a fost cândva la Juventus. Iar despre ultimul jucător am vorbit chiar în intro-ul acestui episod. Este vorba de Romelu Lukaku și el se întoarce la Inter după aventura Chelsea. După aventura Chelsea, domnilor, se întoarce la Juve, n-a rupt gura târgului la Chelsea.
În schimb, la Inter a avut un sezon foarte bun. Foarte bun. Mi-a plăcut Lukaku la Inter. Un 87 și el. Cred că o să piardă. Un overall avea 88, cred că. Nu cumva să piardă 2. Nu e pe stilul meu acest jucător în FIFA. În realitate îmi place masiv, malac. Dar în joc avem nevoie de altceva. Totuși există fani Lukaku care nu țin cont de meta, care joacă de plăcere și și-ar dori această carte a belgianului. 83 pace, 86 shooting, 85 physical, 78 dribbling, 75 pase, defending-ul irrelevant. Astăzi am avut mai mulți jucători cu profil ofensiv, singura excepție fiind Tchouaméni, care și el poate să joace box-to-box, poate să și orice. Data viitoare, de ce nu putem să băgăm și nici mai mulți, mai bine zis, mai mulți jucători cu profil defensiv, deși pe toată lumea interesează ofensiv, adică putem să avem Lewandowski până data viitoare, putem să avem Cristiano până data viitoare, avem deja Angel Di Maria, dar nu vă zic că, nu vă zic dacă o să-l bag sau nu, pentru că tot așa o să facem cu joculețul ăsta, să ghici jucător. Sper că v-a plăcut, fraților. Data viitoare încerc să aduc informații și mai noi, așteptăm să le primim. Jucătorul o să băgăm pe fiecare episod. Cum ziceam, sper că v-a plăcut, eu am fost, voi ați fost, să sperăm că vom mai fi până data viitoare. Eu am fost și toată lumea este. O zi minunată!